pilda talanților. Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, le vorbea oamenilor în pilde sau parabole, pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine ce este împărăția lui Dumnezeu și care sunt fiii împărăției. Pilda este o povestioară cu înțeles tainic, plină de învățături religios-morale, inspirate din viața de zi cu zi a oamenilor, prin care Fiul lui Dumnezeu transmitea acestora, pe înțelesul lor, învățăturile sale dumnezeiești. Într-o zi, Mântuitorul Iisus Hristos a spus, Pilda talanților. Și mai este un om care, plecând departe, a chemat slugile și le-a dat pe mâna avuția sa. Unul i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul. a după puterea lui, și-a plecat. Îndată, mergând ce luase 5 talanți a lucrat cu ei și a câștigat alți 5 talanți. De asemenea, și cel cu doi talanți a câștigat alți doi. Iar cel ce luase un talanț a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit stăpânul acelor sluci și a făcut socoteală cu ele. Și apropiindu-se cel care luase 5 talanți, a dus alți cinci talanți zicând, Doamne, Cinci talanți mi-ai dat. Iată, alți cinci talanți am câștigat cu ei. Zisa lui stăpânul, bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucuria domnului tău. apropindu se și cel cu doi talanți a zis, Doamne, doi talanți mi-ai dat, iată, alți doi talanți am câștigat cu ei. Zisa lui stăpânul, bine, slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucuria Domnului tău. Apropiindu-se apoi și cel care primise un talent a zis, Doamne, te-am știut că ești om aspru, care seceri unde n-ai semănat și adunde unde n-ai împrăștiat. Și te mându-mă, m-am dus de-am ascuns talentul tău în pământ. Iată, aici este al tău. Și răspunzând, stăpânul i-a zis, Slugă, vicleană și leneșă, știai că se cer unde n-am semănat și adun de unde n-am prăștiat." Se cuvenea, deci, ca tu să pui banii mei la zarafi și eu venind aș fi luat ce este al meu cu dobândă." Luați de la el talentul și dați-l celui ce are zece talanți, căci tot celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la ce și ce are îi se va lua." iar pe sluga netrebnică aruncați-o într-un tunelicul cel mai de din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Haideți să vedem împreună care sunt simbolurile pildei talanților. Stăpânul însuși Dumnezeu. Plecarea stăpânului înseamnă înălțarea Domnului Isus Hristos la cer. Talanții reprezintă Darurile oferite de Dumnezeu oamenilor din iubire, constând în talente, aptitudini sau calități. Înmulțirea talanților este punerea darurilor primite de la Dumnezeu în slujba celorlalți semeni ai noștri. Ascunderea talantului este refuzul de a pune în valoare darul primit de la stăpânul Dumnezeu. Călătoria Reprezintă perioada cuprinsă între prima și a doua venire a Mântuitorului Isus Hristos pe pământ. Și în final, momentul întoarcerii stăpânului reprezintă parusia, adică venirea Mântuitorului pe pământ pentru a doua oară, când va face judecata universală. Haideți să vedem și ce învățături morale desprindem din această pildă? Dumnezeu, stăpânul, dăruiește tuturor oamenilor, după puterea fiecăruia, talanții necesari mântuirii, constând în daruri sufletești și trupești. Noi, ca și creștini, avem datoria să mulțim talanții, încredințați nouă de Dumnezeu, iar la judecată, Vom da socoteală dacă am fructificat sau nu darurile primite din iubire de la Creator. Înmulțirea talanților sau darurilor aduce mântuirea Sufletului și moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu dăruiește unor oameni harisme care sunt virtuți speciale. Haideți să vedem acum care sunt darurile sufletești O parte din darurile sufletești sunt înțelepciunea, mintea, credința, nădejdea, iubirea, smerenia, pacea și sănătatea. iar o parte din darurile trupe sunt frumusețea, pacea, sănătatea, averea și talentele. Vă invit acum să facem o scurtă recapitulare interactivă dând click pe linkul următor sau scanând acest cod QR. Ca și temă de reflecție, realizați o compunere cu titlul Pilda talanților folosind informații cuprinse în această resursă educațională deschisă